Îl avem aici pe masă pe Monkey, un cățel de 17 ani din adăpostul Speranța, unul din cei aproape 200 de câini bătrâni. Pe lângă faptul că avem un ritual, ne curățăm la ochi, Monkey a venit aici în fața dumneavoastră să vă roage să-l susțineți financiar printr-o adopție de la distanță, printr-o donație și vă mulțumește numele tuturor celorlalți bătrânei. Monkey este un cățel foarte bun, n-a avut noroc de adoptator. Uneori e un pic ranchimios, când întârzie pensia, mai face el fițe așa, dar în rest nu avem ce să-i reproșăm. Este genul de bătrânel care stă pe gânduri. Nu știu, uneori zici că și-ar dori să fie într-un parc și să joace șah cu un alt coleg de aceeași vârstă. Sau visează la o plajă exotică și la valurile mării. Sau cine știe, poate la un cort pus undeva în vârful muntelui. Visăm și noi, dar să ne oprim din vise și să coborâm cu picioarele pe pământ. Monkey vă roagă să-l susțineți financiar. Are nevoie de îngrijire specială, la fel ca toți ceilalți 200 de câini bătrâni din adăpostul Speranța. Are nevoie de mâncare specială, de tratament special, de paie, de căldură, de iubire, de toate. Și numai dumneavoastră îl puteți ajuta. Da, păi, ia tu. Mulțumesc.